Bună ziua, mă numesc Juncu Roman. Astăzi, pe data de 21 martie, am participat la un seminar Tehnologii informaționale în dezvoltarea antreprenoriatului, care a prezentat avantajele accesării la resursele internetului și beneficiile care aduce acesta. Pentru mine a fost foarte util acest seminar, pentru că am aflat că și cu internet, nu doar de pe publicații prin ziare, scrisori la clienți, prin internet poți să faci și o afacere. Pe viitor vreau să inițiez și eu o afacere și numai decât voi crea un site care, sper eu, va contribui la dezvoltarea acestei afaceri. Eu inițiez afacerea în domeniul electromontării, testării aparatelor electrice. Sunt beneficiară de grant care este finanțat de către Hilsberg Austria în Moldova. Sunt foarte bucuros. Această oportunitate îmi dă voie să stau în Republica Moldova să activez și să creez locuri de muncă pentru alți cetățeni ai Republicii Moldova. În cazul dat am mulți prieteni care, în loc să plece psihotare, e mai bine să lucreze în Moldova. Pe lângă faptul că ei au studii superioare, au terminat diferite instruiri și în domeniul meu care vreau să-l deschid este procurarea unui laborator mobil pe cabluri, electrotehnic. Ce presupune acest laborator? Presupune testarea utilajului electrotehnic. Pe asta sunt în vedere toate liniile, până la 10.000 de kV. S-ar în vedere linii de tensiune înaltă, s-ar vorbă transformatoare, merge vorba despre toate uzinile mici și mijlocii, până la 10.000 de W. Și eu cred că afacerea asta are succes și sunt sigur, pentru că la noi, Moldova, avem potențial. Cred că se va deschide foarte multe întreprinderi, frigidere, mici ferme, de construcție, de prelucrare a metalului și toate acestea au nevoie de energie electrică. În cazul dat, se va apela la serviciile noastre. Firma care a câștigat se numește SRL Erste Lab, care eu sunt unicul fondator și proprietar. Hilsberg Austria a inițiat grantul dat pentru a ajuta migranții și rudele migranților să aibă o afacere în domeniul dat. În cazul meu, la mine tata e psihotare, sora lucrează de asemenea psihotare. Și vreau să demonstrez și lor că și în Moldova se poate de făcut ceva. Mulțumesc foarte mult!